Folosesc de ceva timp Fujifilm și acest obiectiv pe care încerc să vi-l prezint astăzi pe scurt e un obiectiv pe care mi l-am dorit de mult și într-un final am decis să mi-l fac cadou de ziua mea. Este vorba, așa cum ați văzut, despre obiectivul 16-55 cu diafragmă 2,8. Înainte să intru subiect, aș vrea să marchez un punct în cariera mea de YouTuber care se întinde pe o durată de timp de peste 11 ani. În acești 11 ani am reușit să am un număr de abonați de 4200. Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care v-ați abonat și astăzi vreau să-i salut pe toți cei care sunt abonați, cei care au fost abonați și cei care se vor abona. Vă salut, prieteni, sunt Marius. Fujifilm este un producător japonez care, din punctul meu de vedere, a reușit să facă o concurență serioasă companiei Sony, care a dominat piața camerelor mirrorless pe segmentul APS-C cu senzor cropat, cu senzor mai mic decât senzorul full frame. Problema lor însă, odată cu intrarea în această piață a camerelor mirrorless, a fost faptul că nu au avut foarte multe obiective. În fine, acest obiectiv este echivalentul în full frame al obiectivului 24-70 și oferă mai mult decât 24-70, în sensul că oferă 24 până la 82,5, dacă nu mă înșel în acest moment, datorită factorului de crop. Acest obiectiv 24-70 este obiectivul cel mai utilizat de către fotografii profesioniști. Evident că și Fuji a avut nevoie de un asemenea obiectiv. Acest obiectiv este relativ vechi pe piață. Motivul pentru care l-am cumpărat în acest moment a fost că am beneficiat de o ofertă. Acest obiectiv, când a fost lansat, se vindea undeva la 1100-1200 de euro. În această vară a fost o promoție, în sensul că obiectivul a fost 1000 de euro. Și peste asta, Fuji a oferit un cashback de 150 de euro. Deci, practic, am cumpărat acest obiectiv cu 850. La acest preț, un obiectiv made in Japan nu era de iertat. Și acest made in Japan este al doilea motiv pentru care am decis să iau acest obiectiv. Un al treilea motiv este acela că acest obiectiv are rezistență la intemperii. Weather resistant. Până în momentul de față, am folosit un obiectiv cu distanță focală similară, și anume obiectivul de kit de la Fujifilm X-T1, și anume obiectivul cu distanță focală 18-55 mm cu diafragmă variabilă de la 2,8 la 4. În sensul că la 18 mm are diafragma maximă 2,8 și la 55 de mm diafragma este 4. Acest obiectiv este unul incredibil. Din punctul meu de vedere, un obiectiv de kit foarte, foarte reușit. Pentru mine, ca și fotograf amator și ca om care a încercat câteva obiective, pot să vă spun că acest obiectiv poate fi comparat cu obiectivul 17-55 de la Nikon, obiectiv făcut pentru camerele cu senzor cropat, care este mind-blowing. În cutie primim manualul de utilizare și observăm faptul că manualul de utilizare este comun atât pentru obiectivul pe care vi-l prezint, cât și pentru obiectivul superangular 8-16 mm. Am fost, apropo de acest obiectiv, am fost la un pas să-l cumpăr și pe acesta, însă, sincer, ar fi costat, pentru că a fost și el într-o reducere, aș fi cheltuit încă 1250 de euro, ceea ce era prea mult, pentru că pentru zona de superangular 1 am un alt obiectiv 10-24 pe care încă n-am apucat să vi-l prezint și 2, pentru a face fotografii în spații înguste, folosesc oricum aparatul cu care filmez și anume iPhone-ul 12 Pro Max. Mai primim un pouch pentru transport și dacă sunteți de părere că este un accesoriu desuet sau care nu merită utilizat, ar trebui să vă mai gândiți încă o dată. Exemplu propriu pe care l-am trăit, și anume acest obiectiv de 16 mm, care este un obiectiv deosebit, a suferit datorită faptului că nu l-am pus
într-o asemenea pouch cu care a venit livrat, niște deteriorări optice care mă vor împiedica să-l vând la mâna a doua când voi vrea să-l vând, dacă voi vrea să-l vând. Da? Deci un asemenea pouch este mai mult decât binevenit. Împreună cu obiectivul mai primim și un parasolar. Comparativ cu celălalt obiectiv, Fuji, este mult mai mare. Se observă foarte clar că este aproape dublu. Dacă nu, chiar dublu, în comparație cu obiectivul 16-55. Dacă ar fi să le și comparăm din punct de vedere al greutății, o să vedeți imediat faptul că obiectivul vechi cântărește 370 și 382 de grame. Iar obiectivul nou cântărește nici mai mult, nici mai puțin decât 720 de grame. Deci aproape dublu, așa cum presupuneam. Pentru toate obiectivele pe care le-am cumpărat și le folosesc, am utilizat filtre de protecție UV. Nici acesta nu face o excepție. Și apropo de filtre, acest obiectiv acceptă filtre cu diametru de 77 de milimetri. Ceea ce intenționez să fac cu acest obiectiv este să îl înlocuiesc pe acesta, care în primul rând a fost cumpărat la second hand. Și în al doilea rând este un obiectiv mai vechi. Nu știu dacă sunt hotărât să îl vând, să renunț cu totul, însă cel puțin pentru fotografiile de zi cu zi, aș vrea să iau cu mine acest obiectiv pe camera pe care decid să o iau cu mine. Apropo de camera pe care vreți să-l folosiți, părerea mea este că acest obiectiv se pretează cel mai bine pe camere care au un grip suficient de mare. Un exemplu ar fi X-H1 sau X-T4, care are un grip suficient de mare. Inclusiv poate XS10, cred că ar fi ok. Altfel, datorită faptului că acest obiectiv este mare și greu, centrul de greutate se mută în afara camerei, lucru care pune probleme de ergonomie. Și că tot vorbeam de potrivire cu anumite camere, împreună cu Fujifilm X-H1, această cameră, acest obiectiv cântărește 1350 de grame. Ceea ce nu e deloc ușor, da? Mai punem și parasolarul, suntem la 1380. Deci nu este un set foarte, foarte ușor. Da? O să profit de ziua frumoasă, de timpul frumos care promite a fi mâine și o să ies cu camera în oraș să fac câteva fotografii și o să încerc obiectivul și pe Fujifilm X-T3. Am fost aproape 2 săptămâni cu acest obiectiv afară și am făcut fotografii și rezultatele sunt ok. Da? După cum puteți vedea, culorile sunt incredibile și deși nu am avut foarte mult timp să lucrez cu acest obiectiv, pot să vă spun că a fost plug and play, în sensul că a funcționat fără probleme. Am avut și câteva fotografii care noi și clare, însă ceva de ordinul 2-3 din 300. Și, după cum vedeți, obiectivul performează foarte bine și pe alb-negru, nu doar în culori. Nu am folosit în alb-negru foarte mult acest obiectiv, însă, după cum ați putut vedea, acesta este un obiectiv care produce rezultate foarte ok pe partea de fotografie. În ceea ce privește partea de video, încă nu am încercat acest obiectiv și intenționez să fac un film separat, la fel cum intenționez să mai fac și alte filme în care să compar acest obiectiv cu diferitele obiective pe care acesta le-ar putea înlocui. Ok, prieteni, o să mă opresc aici.
În măsura în care ați găsit interesant filmul meu, m-aș bucura să primesc de la voi un like și un share. Și dacă vă plac filmele făcute de mine, vă invit să vă abonați și să bifați clopoțelul pentru a fi notificați de câte ori postez câte un film nou. Vă mulțumesc că v-ați uitat și ne vedem în filmulețul următor. Până atunci, stay sharp! Ciao!